Corvinul Hunedoara, liderul detașat al Serie A noua din Liga 3 de fotbal, a încheiat an fanfar sezonul regular, câștigând cu 3-1 pe terenul celei de-a doua clasate, Metalurgistul Cugir. În prima etapă din play-off, care va avea 9 runde, hunedoreni care au ca obiectiv promovarea în Liga 2 vor juca acasă sâmbătă 2 aprilie de la ora 17 cu Viitorul Cluj și sunt mari favoriți. În Serie 7, CSM Deva își continuă seria evoluțiilor bune, învingând clar în ultimul joc la Orăștie pe Viitorul Șimian cu scorul de 4-0. Astfel, Deveni au terminat pe poziția secundă în serie, una cu echipe cu nume, atingându-și un prim obiectiv, intrarea în play-off. La începerea campionatului, dacă facem o analiză și vedem în ce serie am apucat cu CSM, Reșița și Pandurii Târgu Jiu, două echipe de tradiție, două echipe cu obiective de promovare. Eu cred că obiectivul nostru, care l-am avut 1-4, a fost îndeplinit, dar având în vedere că suntem pe locul 2 la 10 puncte de Pandurii, locul 4 și 8 puncte de locul 3 Lupac, spune totul. Avem o echipă frumoasă, o echipă care acum s-a format în vară, majoritatea jucătorilor, decât 3 jucători numeroase din garda veche, cum se zice, din jucătorii de anul trecut. Ceea ce este important, ne-am atins obiectivul, ceea ce este important, lucrurile merg așa cum mi-am dorit. În prima etapă din play-off, Deveni vor juca vineri 1 aprilie de la ora 17 la Orăștie cu voința lui Pac și își propun să câștige acest joc. În plus, cei de la CSM Deva vor să producă și surpriza campionatului prin promovarea în Liga a doua, în dauna Reșiței, marea favorită. Play-off-ul mai sunt 9 jocuri, avem vineri un meci acasă foarte rău cu Lupac, cu locul 3, trebuie neapărat să câștigăm acest joc pentru că obiectivul nostru este de a prinde locul 2 și a merge la baraj. Trebuie să câștigăm, cum am spus, pentru că bătând Lupacul ne ducem la 11 puncte de Lupacul și putem să ne ducem la 13 puncte de Pandurii Târgu Jiu, având în vedere că Pandurii joacă în deplasare la Reșița. Reșița este echipa cea mai bună din serie, este echipa care are cel mai mare buget, 1 milion de euro, cu antrenori de Liga 1, jucători, 8 jucători de Liga 1, dar noi, eu personal și jucătorii, ne dorim ca să încercăm să creăm surpriza seriei sau surpriza campionatului, să putem să mergem acolo sus, de ce să nu și promovăm dacă se poate. Nu doar fanii Nanu speră la promovarea în eșalonul secund, ci și jucătorii Devei, acest gând fiind exprimat de golgheterul echipei, Andrei Sulea. Obiectivul meu personal este ducerea echipei să jucăm finala pentru barajul de promovare pentru Liga 2. Asta este obiectivul tuturor, în primul rând. Te vezi câștigând barajul? Da, noi avem încredere, noi suntem pregătiți și asta ne dorim, de asta ne pregătim zi de zi și asta ne dorim. Celelalte hunedorene din serie, Aurul Brad și Jiul Petroșani, vor juca în play-out, acestea întâlnindu-se în ultima etapă a sezonului regular în Țara Moților, iar echipa din Vale s-a impus cu scorul de 1-0. În prima etapă din play-out, care va avea tot 9 runde, Jiul, care nu ar trebui să-și facă probleme cu evitarea retrogradării, va juca acasă cu Viitorul 2 Târgu Jiu. În schimb însă, brădenii, care vor avea mult de tras pentru a rămâne în Liga a treia, vor juca în deplasare la Viitorul Șimian. Meciurile celor două echipe hunedorene din play-out-ul seria 7 se vor disputa sâmbătă 2 aprilie cu începere de la ora 17.